să aplaudăm dată pe rată, vă rog frumos. Dar am avut o introducere drăguță, merită aplauzele astea. Da, eu sunt Mane, nici eu nu s-a anunțat. De fapt, eu nu s-a anunțat niciodată aici, vin doar așa. Și sunt din Otopeni, mai e cineva din Otopeni? Nu, ha? Nu, dar un alt singur. E foarte aproape de București, Otopeni, știi? Și mereu mă întreabă lumea de unde sunt și l-am fost la un dat chiar și în afară și m-a întrebat cineva de unde sunt și ca să nu mai dau atâtea explicații că e foarte aproape de București, am zis că sunt din București, știi? Și mi-a zis, da, dar știu București, ăsta e pe lângă Otopeni. Da. Vreau să vă zic că eu nu sunt foarte deștept, adică acolo nu suntem foarte deștepți în Otopeni. Pentru că eu la un dat am vrut să vorbesc cu o fată, am vrut să o agăs și am vorbit cu prietenii mei aici, mai cum mi-am zis, bă, zi-mi și mie ce-ți fac ca să mă bage fata asta în seamă. Și mi-a zis chiar, sună când nu se așteaptă. Am sunat la 5 dimineața, nu viață. Ce, faci, te așteptai? N-am vrut să ieșim. Și nu înțeleg de ce. Bă, ce cel mai tare e că pe acolo trece Băsescu, nu eu, frate, pune sirene, dar așa, nu sirene, din desene animate, dar pe mașină și trece mereu și ne blochează circulația, frate, și am ales să-l urăsc pe Băsescu, pe cuvântul meu. Deci Băsescu este omul care are două capete chirioase. Cu unul ne face promisiuni și cu unul ni le respectă. Dar nici eu nu se râde la gluma asta cum trebuie. Da, bă, și el e prieten bun cu Elena Udrea. Vă place Elena Udrea, nu? Deci dacă s-ar legaliza prostituția, vă jur că aș pune-o pe Elena Udrea, ministra curtelor. Și imaginez așa un spot publicitar pentru promovarea prostituției din România, știi? Între Băsescu, în timpul sexual, cu Băsescu și cu Elena Udrea, știi? În poziția preferată a lui Băsescu. Bărcuța. Oh. Când se vrea spune, trebuie să mă găsesc, haide și tu, acum suntem peste tot. Bă, știi ce e cel mai rău, frate? Bă, deci chiar vă rog să-mi arătați dacă apreciați gluma. Pentru că eu am ajuns la concluzia că în România singurele care mai au un loc de muncă stabil sunt prostituate. E bine să fii sincer, dar nu totdeauna. Da. Și mai am niște glumițe așa, eu și filmez foarte emoționat, sunt căcat pe mine, nu știu ce să vă zic. Vreau să vă spun că eu prin clasa 10 așa am avut o treabă, s-au omogenizat grupul de băieți și am hotărât, bă, hai să mergem la curte. Băi, ce, eram mort în ziua aia, nu mai știam ce să zic, frate, eram căcat pe mine, știi, m-a prins maică, ce faci? Să am întâlnire, ca să scap, știi, repede. Mi-a zis, bă, să te duci cu flori la fată. Singurul prost care a fost cu trandafir la curve, eu. Aia a zis să-mi bap, la, dacă și ăsta nu știe că-s mort, să-mi bap chiar de noi. A fost nașpa, frate, și eu o să închei pentru că am vreo 5 minute în seara asta, ceva de genul ăsta. Am terminat deja, am trecut. Da. Și vreau să vă întreb, ce părere aveți despre muzica din România? Da, așa. E mișto? Guess who, ascultați? Mie îmi place Guess who, că nu e un tip rău, da? Are o melodie de căcat cu un tip, are o melodie în care se oprește și zice omul învață din greșeli, dar oare când greșește învață? Ești prost? Pot să fac și eu de-astea, Helen. Ana are mere, oare mere are Ana? Mă descurc. Cel mai tare, cel mai plăcut vers al meu, care nu e de la Ghescu, e de la un manelist, este în felul următor. Eu te iubesc, dar nu pe tine. Băi, și mă sperie ăștia cu manelele acum, adică... Ciudat, frate, așa că... Mi-am imaginat la un dat, am avut un coșmar, frate, să-și pună ăștia calarme la mașini manele, cocalari ăștia. Adică... Mulți se îmbată la 12, 2 noaptea și zic, bă, pune-mă maneaua aia, știi? Și n-am o problemă cu oamenii care beau și se simt bine.
Da, o problemă cu cocalarii, frate. Băi, ale să-mi va pula, pentru că dacă ești un cocalar, ești ca un căcat. Dar să ai și lanț de aur în jurul moțului, e prea. Pe cuvântul meu și... Mi-am imaginat ce ar fi să pună ăștia calarme la mașini, să-și pună manele, frate. Voi vă dați seama de treaba asta, că să spargă doi hoți o mașină, să înceapă alarmă. Unde mă duci, iubirea? Ia să-i tași pe grești, hai, hai. Da. Mersi mult că am fost mare, am treabă cu o proastă. Mersi mult. Aplauze pentru Andrei acum. Nu știu de tine, de bune lucruri serioase, de fapt,